S-a terminat chinul, 3-0 pentru Sheriff Tiraspol. Ce rușine am trăit în această seară. Din nou, fotbalul românesc scos din Champions League pe ușa din dos. Europa parcă ne distruge toate valorile pe care le știam până acum despre Farul, despre Gică Hagi, despre jucătorii săi, despre fotbalul românesc, filozofia de joc a Farului, tot ceea ce am știut a fost dat peste cap astăzi de o echipă adunată parcă peste noapte, niște băieți de prin Africa, de prin America de Sud, Europa, și pur să joace împreună după ce abia s-au cunoscut, dar a fost suficient ca să scoată Farul fără emoții, practic, din Europa. O seară în care din nou ne simțim umiliți și simțim că fotbalul românesc este foarte, foarte mic. Așteptăm reacțiile, așteptăm scuzele. De acum, că așa ne-am obișnuit, Farul va merge în Conference League, vorbim imediat și despre ce se va întâmpla de acum încolo. Vasile Miliuță, Cristi Dulca, domnilor, ce poate fi de spus? Da, n-aș vrea să fiu în pielea lui Gică, pentru că nu e ușor să pierzi la un astfel de scor și de așa o manieră. Ce pot să zic? Faptul că n-am avut niciun corner tot în 120 de minute, asta spune multe. Fantastic. Deci n-am avut un corner. Plus, nu știu, nu putem găsi explicații, pentru că am tot căutat și pe parcursul jocului o explicație la pasele greșite, foarte multe pase greșite la aproape toți jucătorii. La fel, nu știu, motivația lor de a câștiga acest joc. La fel, golurile. Adică e un meci care trebuie analizat așa la sânge de Gică și găsite. Nu știu, dacă nu e faptul că au jucat doar un meci, pentru că mulți au fost menajați în ultima etapă, adică în campionat. Nu cumva asta ne evaluarea? Nu au rit de joc sau... Nu putem găsi explicații. S-au făcut multe greșeli, într-adevăr. Noi chiar remarcam, în afară de Alibec, nu prea am văzut jucători motivați sau care să arate ceva. Și încă o dată, o echipă care n-a avut un corner în 120 de minute, asta spune multe. Adică n-ai atacat. Eu Farul o știam și sunt convins că Gică le-a trasat niște sarcini, niște modul în care trebuie să abordeze partida. N-au atacat, n-au fost periculoși pe... au avut o singură ocazie, nu? Aia mare a lui Mazilu. Întâmplătoare, sigur. Cum? Întâmplătoare. Ocazia, mă rog, a avut greșeală, o ocazie bună la unul cu portarul, dar în rest s-au făcut multe greșeli și de poziționare și... Remarcam și în timpul jocului multe pase greșite, adică la Farul n-am văzut atâtea pase greșite la... într-un meci. Aproape de... Da, de nerecunoscut total Farul... echipa campioana României, cea mai bună posesie din România, echipa care joacă cel mai frumos fotbal de la noi, echipa care are cei mai mulți jucători de viitor sau de care pot fi vânduți, Gică Hagi, cel mai mare antrenor, nu, din România, e umilită la Tiraspol. Campioana României de nerecunoscut în seara asta, trebuie să spunem adevărul. Eu rămân la ce am spus și după prima partidă și după manșa retur acum. Ei ne-au bătut la plus de calitate individuală, eu părere. Păi vă întreb pe voi doi acum. Păi dacă erau omogeni și aveau și organizare de joc acești băieți, oricum n-am trecut jumătatea terenului numai de vreo 2-3 ori. Păi ne distrugeau. Nici nu știu ce se întâmpla cu noi astăzi. Ăsta e adevărul. Că ei n-au avut nici omogenizare și nici organizare. Pentru că, din câte știm și noi, n-au avut timp. Au fost aduce acești jucători, nu știu, acum vreo 3 săptămâni, o lună de zile. 12 jucători. 12 jucători. Și atunci despre ce vorbim? Campioana României? Ce? Am văzut înainte de meci că vom ataca, că vom avea posesie, că ne vom face jocul. N-am văzut nimic. Vorbe goale. Vorbe goale, n-am văzut ambiție, determinare, atitudine, agresivitate, ce vorbeam. Dacă nu ești tu agresiv la un joc de așa învergură în cupele europene, n-ai nicio șansă. Și încă o dată, asta se vede că, și mă asum că spun acest lucru, în afară de CFR care are pedigree, în ultimii ani, nicio echipă românească nu va mai juca în grupele Europa League, nu vorbesc Europa League, Conference League, probabil. Dar ăsta e adevărul. Suntem prea mici și încă o dată. Vrei să joci în Europa? Adu jucători, tati. Adică nu pot să mă duc să vreau să joc în Champions League sau în Europa League sau în grup pe Conference League
cu 5 jucători aduși de la echipe retrogradate. N-am nimic cu nimeni. Corect. Ferească Dumnezeu. Vrei să joci la un nivel, trebuie să aduci jucători. Dacă pui în balanță ce a transferat Sheriff și ce a transferat Farul, păi, e perfect logică calificarea celor de la Sheriff. Absolut. N-ai transferat nimic. În loc să transferi 10 jucători, e o părere personală și mi-o asum, adu 3 jucători de top, dă-le nu știu ce salarii și încearcă să mergi măcar în Conference League, în grupe sau în Europa League, nu? Așa n-au nicio șansă. Ai adus 10 jucători de la echipe care s-au bătut la retrogradare și unele au retrogradat în campionatul trecut, corect? Ok, dar ce nu înțeleg eu, jucătorii ăștia atât de lăudați în România. Grameni, hai să mai Mazilu, spunem lucruri pe nume. La Borza, noi Andrei, un jucător care dă deja 2-3 goluri și 2-3 pase de ăsta, în ziare e făcut Maradona. Bălăni, am auzit, la noi. Bălăni, Maradona. Nu e făcut în ziare, că îl fac cei care, antrenorii, conducătorii, ei îl fac. Asta e o problemă la noi. Cum joacă unul, cum răsare și dă 2-3 goluri, deja îi facem Bălăni și Adrian Ilie și etc. Da. Ăsta e adevărul. Hagi a spus că e Bălăni. Nu știu, nu vorbesc în general, n-am zis ce-o zis Gica Hagi. Vorbesc că îi facem pe toți deja mari jucători. Ăsta e adevărul. Și uite, înainte ca să ajung la echipa națională, trebuia cel puțin o jumătate de campionat să joci foarte bine, meci de meci. Minim o jumătate de campionat. Da. Și uite, venim și jucăm cu Sheriff Tiraspol. O echipă care încă o dată au adus jucători în 3 săptămâni. Și te-au bătut fără drept de apel. Deci, că te-au omilit, nu că te-au bătut. Exact. Asta doare, știi? Asta doare, că te-au omilit, știi? Da. Cum ai și Cristi, n-ai avut un corner. Sau ai avut un corner. N-ai avut un corner în 90 de minute. Ai avut o singură ocazie în Apostolachi și am zis noi că jucătorul ăla chiar e slab de lei. Dacă forțai acolo și fundașul stâng acolo. A greșit și am plecat pe contraatac. Dacă marcam Mazilu acolo, poate era ceva, poate se calificau. Dar era norocoasă calificarea. După aspectul jocului, n-am văzut o fază lucrată 90 de minute. Încă o dată, putem zice, ok, a prins o zi mai slabă, dar să nu legi 3 pase. Ei care, tot tipul, aveau posesie. Să zicem. Dar vezi că posesia nu-ți garantează succesul la nivelul ăsta. Ei trebuie să fii cu atât agresiv, să alergi și în copară și cu asta. Uitați-vă, dacă sunteți atenți la cum arătau băieții ăștia de la Sheriff, fotbaliști ăștia, ca fizic vorbesc. Da. De toți la 1,80, 1,85, ce muși la picioare, la brațe, parcă erau culturiști. Și uitați-vă la noi, condiția fizică. Păi noi nu mai puteam alerga. Deci, pare că ceea ce jucăm noi în România e din alt film. Și că nu are nicio legătură cu ce se joacă în Europa. Noi jucăm la relativ astăzi. Tu n-ai avut viteză de joc. N-ai avut schimbare de ritm. În afară, sincer, de Ali Bey, care chiar a fost bine Denis astăzi și a fost în vână, cum zicem noi, n-am văzut un jucător de la Farul să se ridice la nivelul ăsta. Și s-au făcut multe greșeli. Eu chiar revedeam golurile și greșeli individuale și colective. Adică ceea ce n-am golul 2, golul 3, exact. Da, ceea ce nu prea am văzut la Faro așa. Nu. La nivelul ăsta, ca să ajungi undeva sus, îți trebuie jucători de top cu experiență. Încă vreodată. Îți trebuie jucători. Dacă vrei să mergi mai departe. Da, și nu știu, când o să creștem și noi fotbaliști adevărați, Vasile, care să nu fie lăudați doar aici la noi și să-i vedem și în Europa că fac ceva. Te-am văzut pe Mazilu. Astăzi ce-a făcut? Păi asta s-a văzut când odată la fundașul ăla. Grameni, ce-a făcut De două ori în el, săracul, a căzut pe jos. E un jucător care promite foarte, încă foarte talentat. Fraged încă. Fraged. 3 crescuți copii ăștia. Grameni. Nu știu, a venit după accidentare, nu știu, dar s-a văzut că e greu, e foarte greu. Fără bani, dacă n-am dus jucătorii, fără bani e greu de ajuns la nivelul ăla. Să. E greu. Fără bani și fără transferuri. Ăsta e adevărul. Putem să vorbim 3 zile și 3 nopți. Că nu ajungem nicăieri, fără bani, dacă n-aduci jucători de top, n-ai cum să ajungi. Păi de alea, din cauza asta alea la întețări, uite, Șerip, sau dau un exemplu, Elovecel, Ferencvaros. Chiar o să zic că cam ceva cum... Nu, Ferencvaros, a investit și s-a acolo în Champions League, Europa League. Dacă nu investești și n-aduci jucători de top, n-ai cum să ajungi. O să zicem iară că am avut o zi proastă astăzi, sau ce o să zicem? Așteptăm. Că nu ne-a ieșit nimic astăzi. Așteptăm niște reacții, sper că o să și avem timp să le dăm.
Da, să vedem care sunt scuzele, care sunt explicațiile lui Hagi. Parcă și Hagi șocat. Pierdut l-am văzut la un moment dat. N-a avut reacții. Mă așteptam să iasă la joc. Adică, cum eram obișnuiți. Până la urmă, sigur că era important să marchezi un gol ca să-ți menții rezultatul. Adică să ai o certitudine că te califici după meciul tur. Am văzut primele 15 minute, dacă ne raportăm la prima repriză în care ne-am apărat, adică chiar am avut vreo două sau trei contraatacuri. În rest, a doua repriză, la fel, multe ocazii au avut Șerif. N-am fost o echipă care a arătat că își dorește să... Care poate, cred. Mă gândesc că și-au dorit, nu? N-au putut. Și schimbările au fost bune făcute de Șerif. Adică cei care au intrat parcă au adus un plus. Au și avut oameni pe bancă, da, corect. Hai, ce vână aveau când a intrat băiatul ăla cu numărul 23, da. Să dădea cu apă în cap, zici că era posedat pe cuvânt, dacă nu chiar vorbea. Abia aștepta să intre. Ca și cum mă intru și mănâncă o picruză acum, înțelegi? Da. Păi la noi tu de vezi atitudinea asta. N-ai atitudine, n-ai cum să joci la nivelul ăsta. Asta e adevărul. Rămâne meară campioana României, ne-o scoșerit. Mergem, jucăm acum cu Zidi sau cu nu știu cine vom juca, de până Armenia sau... Vasile, primele două goluri, că sigur că sunt multe necunoscute la acest meci. Primele două goluri le-am luat în superioritate. Corect. Așa superioritate. Ai greșeli, adică... Nu știu, parcă n-au fost concentrați 100% și aici. Nu poți să nu vii să strângi și Artean. L-avea omul în față. Nu aștept să vezi dacă îl depăși de vizi. E un marcaj. Uite, aici n-au acoperit bine. Suntem 6 contra 6 contra 3 sau 5. Cât erau. Păi uite, Artean a venit întârziat. Nedelcu s-a uitat numai la minge, nu s-a informat ce are în spatele lui. Și la nivelul ăsta o greșeală din asta. După aceea, iarăși, la golul 2, la fel, uite și aici, eram în superioritate. 4 contra 3 în prima fază. N-ai voie să nu vii, să strângi, să faci linia cu cei doi fundași. Uite-te la Gramini și la Borza. Veneau un 2 pe 4, știi? Vin doi... Până la o fază din asta... Alergare ușoară, adică. A 2 pe 4 e alergare ușoară, că alerg eu acum, când mă duc în parc și fac jockey, 45 de minute. Vorba ta, trebuia să vin sprint ca să... Ia uite, păi vin un sprint aia 30 de metri. Trebuie să vii ca racheta aia când... merge pe orbită, știi? Tu vin 2 pe 4 la nivelul ăsta. Păi inadmisibil, ia uite. Păi 2 pe 4. Dar... Și fie așa cum a zis Cristi, iar eram 5 cu 2. Asta spun. Vin un sprint Artean... 2 pe 4, nu 2 pe 4. Vin un sprint 30 de metri. Artean trebuia să facă foul, nu trebuia să arunce acolo în lateral la experiența lui. Părerea mea, în lateral. Ia mingea printre picioare acolo, Dacă mă întreb pe mine, acolo ori faci faul, nu trece. Măcar ai lovitură liberă din lateral. L-a depășit prea ușor acolo pe Artean și a ieșit... Poate la dădea un gol pe final dacă era 1-0, adică era egalitate. Aici prea ușor te-a depășit. Nu știu. Da. Vedetele României. A fost depășită din toate punctele de vedere. Ăsta e adevărul. Vedetele României umilite. N-ai ce, depășită din toate punctele de vedere. N-ai ce. Și încă o dată, eu mai spun și mă asum. Dacă erau și omogeni și organizare de joc, ne distrugeau. Oricum, distrugeau. La cum arăta farul astăzi, nu știu, poate a prins o zi mai proastă, nu știu ce să zic. Sper să n-aud asta din partea oficială că au prins o zi mai proastă. Acum știi cum e. Cât de proastă și zi asta. Ei, deci, încă o dată. Deci, inadmisibil să te prezinți în Champions League așa. Luăm pauză și după așteptăm reacțiile tare curios. Să văd ce spune Gică Hagi după acest meci. Practic încă o umilință pentru antrenorul Hagi în Europa și câte au mai fost. Și iată că mai vine încă una. Ne-am întors la Fotbal Show după această nouă umilință a unei echipe românești în cupele europene, dar deja parcă ne-am obișnuit. Parcă le digerăm mai ușor, că suntem obișnuiți cu aceste umilințe. Anul trecut, CFR, campioana României, scoasă de campioana Armeniei. Anul ăsta ne scoate campioana Moldovei.
fotbalul românesc practic nu mai contează în Europa. Deci asta e clar și avem impresia aia, Cristi, că ne mințim tot anul. Sau ne mint tot anul cei care ne spun că suntem foarte buni, că unii jucători sunt foarte buni. Da, nu știu, încă o dată, nu, nici nu vreau să fiu foarte dur, pentru că au avut un singur meci, nu putem spune că... vorbesc de Farul, acum da. Nu știu, au avut un singur meci și nu pot spune că, nu știu, dacă era la, după 10 meciuri, puteam spune că n-au... 10 meciuri în Europa, nu, mai greu. Nu, zic așa, nu în Europa, în campionat. Da. Deci și ăștia câte meciuri au avut? Pe asta spun că... Niciunul. Șerif, câte meciuri au niciunul. Avut? Niciunul. Ăștia nu jucat niciunul. În campionat, nu. Poate de aia așa prost, au fost așa prospeți. Nu știu, încă o dată, foarte slab ca și organizare, ca nu s-au regăsit, nu le-a ieșit nimic. Total nepregătită mi s-a părut Farul, oricum, pentru această campanie europeană. Adică n-a făcut transferul, să zici că a adus un jucător important sau Vasile. Pare că, sigur, Farul e bă, cu un buget limitat, înțelegem, că nu se investește foarte mulți bani. Dar parcă dacă era altă echipă, dacă era un FCSB, un CFR, poate o Universitatea Craiova, investea, avea puterea să investească, să aducă niște jucători. Precis, dacă era una dintre echipele pe care le-ai enumerat acum, investeau, aduceau 3-4 jucători, asta e clar. Acum, nu știu exact bugetul care la acolo, dar în loc să aduci 10... Transferul. Adu doi buni. Trei, să zic, nu știu. Dar probabil, nu. Ei știu mai bine acolo ce și cum, dar încă o dată, n-ai cum să te prezinți în Europa așa. N-ai cum. Îți trebuie echipă cât de cât. Dacă vrei să încerci să te duci măcar în Conference League. Știi, în grupe. Așa e foarte, foarte greu. Dar cât de mare este diferența între fotbalul nostru și fotbalul european? I-am băgat numai pe ăștia, ne-am uitat la ăștia de la Șerif numai. Exact. Nu mai vorbesc dacă jucai... Ce nume să dăm acum? O echipă, nu știu. În Belgia, un exemplu, sau... Da. Știi? Ce făcea acolo? Dacă jucai cu Maccabi. Cu trece... Maccabi sau cu... Care au fost în grupe. Sau cu Dinamo Zagreb. Am dat unde da. M-a venit acum. Pe ce faci cu ea atunci? Da, acest Talal, capitanul de echipă. Păi Talal, asta o să... Chiar m-am uitat. O jucat numai în Divizia B și în Liga 3 în Franța. Campionatul național, chiar m-am uitat pe el și la da. Orleans, cred că și la Bastia ultima oară. Ăsta o venit din Liga a doua din Bastia, de la Bastia. Unde, m-am uitat pe Transfermarkt, nici n-a fost titular în toate jocurile. Să zici că a jucat 90 de minute non-stop. Da. 45, 60, 2 minute, 18, 19, 90. Și uite, din Liga a doua, din Franța, vine la Șerif. Și ce execuții, ce fotbalist. Păi noi n-avem fotbalist așa la mijloc în România. De unde? Eu n-am, nu, la nicio Dar bravo lor, uite că l-au găsit, l-au transferat și eu tot mă întreb, noi de ce nu putem să aducem astfel de jucători? Noi tot îi schimbăm între echipe. Cred că și noi putem. Dar, încă o dată. O fi având un salariu exorbitant acolo la Bastia? În Franța? Da. În Liga a doua? Nu cred că au salarii. În Liga a doua în Franța nu cred că au salarii mari. Sincer, nu știu, acum Iată, aș minți. Fotbalul făcut corect, oarecum, nu? Fotbalul, adică, care transferă jucători pentru că îi urmărește, îi vede, îi remarcă și la noi. Păi, și da, păi și dacă ți-aduce aminte și la noi, la CFR, că acum mi-a venit în minte. A venit Omrani din Liga 4, l-a dus Răzvan Zanfir. Și ce bine a jucat Omrani. Sigur, la cazuri izolate. Deci, mi-a dat un exemplu acum. Mai mult se practică revenirile, ciorbele reîncălzite și schimburile de jucători. Din păcate pleacă băieții ăștia tineri pe la 18-19 ani afară și peste un an, doi... Uite, dau un exemplu. Luis Munteanu nu a fost atacantul da. de la Farul. Chiar a jucat foarte bine băiatul ăla. Știi? Păcat că n-a rămas, nu se știa cu el în atac, pentru că încă o dată, chiar a făcut un campionat foarte bun. Dar s-a întors înapoi la Fiorentina, nu, dacă să nu mă înșel, nu? Da, da. Hai să vedem două vorbe de la acest Talal. Un meci foarte meci, un sentiment foarte frumos, sunt foarte fericit. N-am făcut un meci foarte bun în România. A trebuit să câștigăm aici. Pentru că vrem să mergem cât de departe e posibil. E un sentiment foarte frumos, ne-am făcut treaba asta.
was the feeling for you? It was incredible. A fost ceva incredibil. It was a great moment for us because un moment foarte bun pentru noi. Am făcut tot ce am putut ca să marcăm în prima repriză, ca să fim bine în joc. Din fericire am reușit să marcăm într-un moment foarte prost pentru ei. It will be a good game. It will be a good game. Va fi un meci foarte bun cu Maccabi. Suntem pregătiți, vom munci în această săptămână și vom face totul să câștigăm. Of course. All the games will be tough for us. All the games. Toate meciurile vor fi grele pentru noi, niciunul va fi ușor, va trebui să ne facem treaba. We want. It's our objective. Vrem să mergem în grupe, e obiectivul nostru. A, uite, ce obiectiv. Mult mai motivat, se vede și la motivați, adică și-au dorit mai mult, au intrat, au luptat până la final, chiar dacă nici jocul lor n-a fost unul strălucit să... Au un scop precis, știu că nu se tem să spună, mergem în grupe. Da. Spun că ne-au umilit așa, fără omogenizare și fără organizare de joc. Plus calitate individuală, rămân la ce spun. Ăsta e adevărul. O echipă cu potențial. N-arăta ca o echipă, nici ei. Au avut carențe, așa că dacă le puneai probleme și în prima repriză la 2-3 contraatacuri... Foarte multe greșeli și la ei, sigur, pe faza de apărare mai ales. Știi? Dar nu le-ai pus probleme, în afară de faza aia cu Denis și cu Manzilu, atunci pe contraatac, când s-a ratat. Bine, așa a fost o greșeală de fundaș. Cred. Corect. N-a mai fost acel joc de pressing, să ții adversarul, să-i ții sus un pic. Nu știu. Mă așteptam să-i țină sus, că vorbeam aici noi, să-i țin să nu-i lasă să joace, dar... Nu știu, Farul chiar. A părut că și-a pierdut toate reperele. Tot. Acum știi cum e, frate. Nici antrenorul. Ok, antrenorul pregătește meciul și ăsta. Bă, dar și tu ca jucător. Bă, ajungi să joci în Champions League, nu? Să joci la... Am mai jucat și noi în Champions League unii. N-am văzut răutatea încă o dată. Ardoarea că îți dorești să câștigi asta, știi? Nu știu, o fută-i morați unii, nu știu. Chiar nu pot să-mi dau seama. Nivelul prea mare pentru unii. Că nici nu poți să jignești sau să ăsta, știi, să zici că-ți slabi. Nu, pentru că au demonstrat că au făcut și jocuri bune. Pare că e un nivel, știi? Au făcut jocuri bune în campionat. În campionat, da. Cred că ar trebui să diferențiem foarte clar. Da, aici ai perfectă dreptate. Lucrurile astea. Ai perfectă dreptate aici. În campionat cu X, Y, Z au făcut jocuri foarte bune. Sunt șerifi, acolo ei sunt șerifi. Campioni, cea mai bună echipă. Au câștigat campionatul, n-ai ce, cea mai bună echipă din România. Dar aici le cam cad gradele când merg în Europa. Uite, că ai jucat cu o echipă din Moldova, ok. Cu jucători aduși de afară, 99%, știi? Încă o dată, păcat, pentru că încă o dată puteai să ieși altfel, să faci un joc bun, să fie echilibrată partida, știi, să pierzi. Da. Dar nu așa, deci n-ai avut nicio șansă. De o manieră atât de manieră așa. Da, ciudat e că se repetă povestea asta la Gică Hagi. Dumitru Dragomir în direct cu noi, bună seara! Bună seara! Suntem chiar atât de slabi, domnule Dragomir? Mai slab de atâta suntem. De 7-8 ani de zile nu s-a făcut nimic pentru fotbalul românesc. Sugerez conducerii țării să facă de așa natură să rezerve din bugetul țării peste 250 de milioane de euro pentru tot sportul de echipă, să finanțeze centrele de copii și juniori cu selecție din toată țara, comune, sate și așa mai departe, cu medicamentație, cu terenuri bune unde copiii să învețe și cu profesori bine plătiți și bine pregătiți. Dacă vor face asta, în viitorii 7-8 ani s-ar putea să avem fotbal. Dacă nu, nici cu Malta și cu Luxemburg nu ne mai putem bate în viitor. Da, așa e. Pare că trebuie un restart total și că suntem la coada Europei. Nu că suntem la coada Europei, că ar fi bine să fim la coada Europei. Nu suntem la nici în coada Europei, nu existăm, rețineți, nu existăm. Da.
am pus o întrebare, vă pun și dumneavoastră. Puteți să-mi dați trei fotbaliști din țara românească care fac preluări așa cum trebuie, așa cum făcea Hagi, Dobrin, Dumitrache, mari fotbaliști, Dinu, Lucescu și așa mai departe. Dom'le, avem trei fotbaliști, dacă dați, gândiți-vă bine și dați-mi peste câteva clipe răspunsul. Trei fotbaliști care fac prelori, prelori din viteză, prelori cu fentă stânga-dreapta, nu există la noi așa ceva. Bun, dar... Și atunci, mai avem vreun fotbalist care joacă la o echipă puternică în lume? Nu. Așa e, da. Astea sunt realități, dar știți ce înțeleg, domnule Dragomir? Tot anul ne lăudăm între noi aici în țară cât de bun e Mazilu, cât de bun e Borza, cât de bun e Tavi Popescu. Bine, stați un pic, nu vă legați de copii de 17 ani. Asta e bine. Zic așa, cât de bun numai e Alibec, uite, să spunem unul mai experimentat. Și mergem în Europa și ne lovim ca de un zid, ne umilesc și ne trimit acasă. Pentru că nu s-a făcut nimic. Rețineți, nu s-a făcut nimic pentru fotbalul românesc în ultimii 7-8 ani de zile, 10 ani. Nimic, rețineți ce spun. Eu și nici Asandu mai am făcut stadioane, am făcut clădirii de federației, a ligii, am făcut legi. De 10 ani nu se face nimic, domnule. Ăștia sunt puși acolo de cine au fost puși, ca să nu mai dau nume, și nu mișcă nimic. Domnule, eu nu spun, eu spun să fie ajutat fotbalul juvenil. Domnule, să fie finanțate centrele de copii și juniori, nu numai la fotbal, la tot sportul de echipă. Altfel, voi fraților, începeți și voi o campanie prin televiziuni. Altfel, în viitorii ani, noi nu putem cu Malta reține și vă spun acum să jucăm. Sunt convins. Și acum, că ne e greu cu Malta. Da. Dar... Și atâta timp când sunt centre de copii făcute pe banii părinților, toți grașii, toți ăștia, vin părinții și vor să joace titular la echipă pentru că plătesc. Și nu este un fotbalist de valoare. Iar cei care au centre n-au ce face, că n-au cu ce să trăiască. Iar cu un salariu de 35 de milioane vechi la un antrenor la copii și juniori, nu pot, domnule, să are și la familie, de asta nici nu mai avem antrenori de copii și juniori, domnule. Dar astăzi vorbim exclusiv de Farul și lăudăm Academia lui Gică Hagi, e cea mai bună academie pe care lucrurile se fac corect. Neajutată deocamdată de guvern. Ok, ne-a ajutat, dar spuneam că lucrurile se fac corect acolo, adică toată lumea l-a lăudat pe Hagi. De ce nu se poate și în Europa? De ce jucătorii ăștia când se duc în Europa nu mai sunt buni? Încă o dată, măi, fratele meu, de ce nevasta ta își dorește o geantă de firmă? Costă bani. Da. Deci așa e și cu asta, e o marfă. Bași banii în ea? Are valoare. Nu bași bani în ea, e un șorici. Deci, practic, o să rămânem noi cu nivelul nostru aici, că dacă ieșim ce afară... Ce să rămânem, dom'le, nu rămânem cu nimic, rețineți, nu rămânem cu nimic. Parcă suntem o țară de nebuni. Stadioanele, cele trei stadioane, sunt făcute de Mircea Sandu și Mitică Dragomir, din banii publici. Deci Steaua, Rapidul și Arcul de Triumf s-au băgat bani datorită campionatului european care s-a jucat aici, plus calea ferată de la gară până în aeroport. Păi, fratele meu, iar acum, după ce noi ne-am zbătut ca să le facem, nu, la cea mai reprezentativă echipă din România nu-i dă voie să joace pe un stadion făcut din banii publici. Când a dat aprobare și primul ministru și ministrul forțelor armate. Păi și atunci nu e nebunie curată? Ați mai auzit așa ceva într-o țară a omenirii? Nu, așa e. Strigător la cer, da. Băi, frate, nu există federație, nu există ligă. Băi, eu aveam două echipe în primăvara europeană, în Champions League. Și mă înjurau ăștia de mă spurcau ziariștii. Bă, acum... Sunt anesteziați total, bă, fratele meu.
E alte vremuri. Niciun, nu mai zice nimeni nimic. Alte vremuri. Eu n-am să pot înțelege niciodată fenomenul ăsta. Vom mai avea parte de astfel de umilințe sezonul ăsta în Europa, să ne mai așteptăm? Categoric. Umilințe peste umilințe. Nu batem pe nimeni în domeniu. Sau dacă batem, batem în întâmplare. Păi vouă v-a plăcut meciul de ieri dintre Craiova și Dinamo? Craiova n-a jucat absolut nimic, cretine, ce vă spun. Iar Dinamo n-are echipă. Da. Pare ăștia, antenorul de la Dinamo a fost de respectat cum a pregătit echipa. Da. S-a zbătut, dar n-a putut. Da, încă... Și atunci... Încă o seară foarte tristă, așa, și ne dă Europa cu fotbalul în cap. Dar, cum spuneați, cred că e nevoie de un restart total, nu? Nu e o problemă care se poate rezolva la un club. Domnule, singurul club profesionist, rețineți, profesionist cu centru de copii, sunt două, de fapt, Farul și cu FCSB-ul. Nu e de ajuns. Și cei care bagă bani și în copii și juniori. Nu e de ajuns. Aici ar trebui să facă guvernul 6-7 centre de copii, area de selecție să fie din toate satele și comunele, pentru că marile talente, nu, area de selecție nu se face numai din București sau din orașe mari. Să facem și noi ce au nemții. Fiecare comună să aibă un teren sintetic și un teren de iarbă cu program pentru copii să joace. Nu se poate, dar au dispărut maidanele, nimeni nu gândește că acești copii le lipsește acestor copii orele de antrenament. Una e să faci două ori, ce înveți în două ore? Nu vezi nimic. Da, sunt foarte multe probleme. Mă rog, m-am îmbrăcat degeaba. Puneți-mi întrebări acum și vă răspund. Păi, vreau să vă spun așa, să vă întreb cum caracterizați ce s-a întâmplat astăzi la Farul. Caracterizați jocului Farul. Adică, prost către foarte prost. Are posesie în campionat 60-70% și aici nu poate să țină de minge. Avem un campionat așa de slab cum n-a existat în ultimii 60 de ani unde eu am fost prezent. Corect. Lui Gică Agi se poate reproșa ceva, de fapt, felul în care a pregătit partida, a abordat meciul, nu știu. I-aș recomanda lui Gică Agi să nu mai înjure, pentru că televiziunile pun camerele numai pe gura lui. Nu să înceteze cu... să se mai abțină din când în când. A părut și el că nu mai știe ce să facă în acest meci. Păi are dreptate, săracul. Ce să mai... Să-ți bate... singur, hai de mine și de mine, ar trebui, ăsta e de respectat. Credeți că va afecta și vânzarea de jucători la Gică Hagi pe viitor acest rezultat? Adică n-ar mai putea să transfere? Categorii, numai că unul e vândut deja. Bine că l-a dat pe Mazilu. Poate. Da, păi, Mazilu va fi un fotbalist bun, o să vedeți. Ați vreo șansă în Anglia, domnule Dragomir, chiar în Anglia? Da, pentru că îl lasă să mai joace aici o jumătate de an, îl mai pregătește un an jumătate acolo și dă drumul pentru care calități. Domnule, fuge bine, lovește bine cu stângul. S-ar putea să iasă fotbalist bunicel din el. Da, să sperăm că așa va fi. Mulțumim tare mult, Dumitru Dragomir. Cu plăcere. O seară plăcută să aveți, la revedere. Da, are dreptate, în Dragomir. Trebuie tăiat tot și refăcut. Așa pare fotbalul românesc. Ce vorbeam noi mai devreme, e cam aceleași lucruri, a zis și domnul Dragomir. Din păcate, o seară tristă, așa, și pentru fotbalul românesc și pentru Farul Constanța. E o realitate tristă, da? Pe care câteodată ne ferim sau nu vrem să o vedem. Cam asta e. Dar ne doream și noi să vedem o echipă mult mai entuziasmată, mai optimistă, mai cu viață. Adică îmi doresc să câștig un meci. Nu, parcă era blazat așa de la început. Și încă o dată, dacă ne uităm pe statistici, prima repriză a
a fost vreo 61% pentru Sheriff Posesia. Sheriff Posesia, da. La fel, bine, a doua s-a mai egalizat, dar încă o dată ne raportăm și la cornere, la lovituri libere, la șuturi pe poartă, adică statistic vorbind, n-am stat nici și acolo bine. Poți să pierzi un joc având o posesie bună, dar poți să-l pierzi cu 2-0. Aici parcă n-a ieșit nimic. Larie. Hai să vedem ce spune Larie. Bună seara, într-adevăr, o înfrângere dureroasă. Probabil era cel mai important meci din începutul de campionat și cred că nu ne-am prezentat cum trebuia. Chiar dacă am primit gol, cred că nu am fost noi și nu ne-am creat ocazii, pentru că mi-e stara și zis, dacă ne scoatem un rezultat pozitiv astăzi, trebuie să marcăm gol. În păcate, prea puțin ofensiv, iar în prelungiri am marcat două goluri și asta a fost istoria. Ce crezi că a lipsit din jocul vostru? Ne-au lipsit multe. Ne-au lipsit câștigarea duelurilor, ne-au lipsit fazele noastre de atac și ocaziile. Ne-a lipsit golul în primul rând. Ne-a lipsit multe astăzi, din păcate. În a doua repriză, Mazilu, dacă înscrie acolo, alta era soarta meciului, poate. Posibil, dar prea puțin. O singură ocazie în 90 de minute, prea puțin. Și ar fi trebuit să avem mai multe ocazii de genul. A fost presiunea prea mare pentru voi? Nu știu dacă a fost presiunea prea mare, dar astăzi am fost mai slab decât ei. Totuși, veți continua în cupele europene, în conference? Da, trebuie să uităm cât mai repede acest meci, să ridicăm capul, să ne antrenăm mult mai bine și sperăm ca în meciurile următoare de Conference League să facem mult mai bine și să trecem în tururile următoare. Sigur, ușor trecem de la Champions League la Conference League, așa, într-o două ore. Ce presiune! Păi dacă jucau cu 50.000 în tribună, câți au fost? Au vreo 4.000, 5.000, cât are stadionul? Da. Ce presiune? Cu Sheriff Tiraspol. Cu Sheriff nici nu i-a auzit, pe aia în tribună. Dacă jucau cu Galatasaray. Aveau 20 știi că de, puteau să joace cu Galatasaray. La galerie erau vreo 20. Da. Păi ce dacă jucai cu, nu știu, cu cei cu 50.000 în tribună, ce făceai? Presiune. Ce presiune? Că joci cu 3.000 de oameni în tribună. Presiunea, eu zic, era la Sheriff, pentru că trebuia să marcheze. Adică tu ai avut avantajul unui gol. Că fotbaliștii, ai văzut, au fost auși pentru grupe. Ai zis ce a spus Talal. Adică tu ai avut de partea ta rezultatul până la urmă. Îl mențineai, exact. Erai calificat. Hai să vedem o reacție și de la Artean. Andrei, o înfrângere dureroasă, dar soarta partidei s-a scris în minutele de prelungire, ale primei reprize, practic. Da, o înfrângere foarte dureroasă pentru noi și din prisma rezultatului și din prisma jocului, pentru că suntem conștienți că am făcut un meci foarte, foarte slab, probabil de cea mai slabă versiunea noastră și ne pare rău, foarte, foarte, foarte rău pentru asta. Avem de analizat mult pentru că așa nu putem juca. Am făcut un meci foarte, foarte prost din toate punctele de vedere, am pierdut și calificarea și avantajul care l-am avut acolo, nu am știut să profităm de el, pentru că totuși era un avantaj, am câștigat o repriză la Constanța și trebuia să fim puțin mai maturi, spun eu. Dar acum e tardiv de vorbit și concluzionând, ideea e că am făcut un meci foarte, foarte slab. În concluzie, a fost mai degrabă vina voastră decât meritul lor, nici înțeleg. Știam că întâlnim o echipă cu multă calitate, cu jucători foarte buni de la mijloc în sus, să spun așa, dar nu cred că ne-au pus foarte multe probleme. Dar, cum am spus, noi am făcut un meci foarte slab pe plan ofensiv, nu am contat deloc. Am fost foarte, foarte săraci, am avut o singură ocazie prin Mazilu, repriza a doua, și cu atât nu puteam spera să ieșim cu mai mult decât am ieșit din această seară. Da. Pentru că mister ne-a transmis lucrul acesta, că trebuie să marcăm neapărat ca să mergem mai departe. Și totuși ocazia aceea lui Mazilu putea fi decisivă pentru soarta calificării. Dacă intra execuția lui, se făcea 1-1 și putea spera la mai mult. Într-adevăr, în acel moment puteam spera la mai mult, la 1-0, dar acum s-a arătat, cum am spus, e foarte puțin pentru o echipă ca noi, pentru că noi suntem obișnuiți să avem mai multe ocazii, să creăm mai multe ocazii, să avem un fotbal ofensiv mult mai bun.
dar în seara asta nu am făcut nimic din acest lucru, din aceste lucruri. V-a turnat plumb în ghete, cum se zice, și golul primit în minutele de prelungire în prima repriză? Acum că e gol în minutul 1 sau că e gol în minutul 45, tot aia trebuia să revenim, pentru că suntem obișnuiți să revenim. Sezonul trecut am revenit foarte multe meciuri, trebuia să facem și astăzi, dar nu am reușit, ne pare foarte rău. Cum am spus mai devreme, analizăm această înfrângere, pentru că aceste înfrângeri îți dau de gândit și îți vezi punctele slabe până la urmă. Parcursul vostru european va continua în conference, alt adversar, alt calibru poate de acum, poate spera asta mai mult. Cu siguranță sperăm la o cupă europeană, la o grupă europeană, să spun așa. Vom încerca să remediem jocul nostru, pentru că și acolo, dacă ne reprezentăm cum ne-am prezentat în seara asta, nu avem nicio șansă. De multe ori avem impresia că noi vedem alt meci față de ce văd jucătorii din teren. A spus Artean că nu le-au pus multe probleme? Au zis că n-au avut multe ocazii, că nu le-au pus probleme. Mă știi cum e și ei, ce să zică și ei. Spună, și înțeleg pe de-o parte, sunt, dar... sunt prea buni ăia. E să spui exact ce a fost în seara asta. Ce este? Asta e de orică. Nu minți sau spui ceva ce n-a fost. Ai întâlnit o echipă mai bună ca tine care nu ți-a dat nicio șansă. Exact. Care-i cam problema? Asta a fost concluzia. Cam asta a fost e concluzia, dacă o să luăm așa. Ai întâlnit o echipă mai bună ca tine. Care te-au bătut 3-0, s-au calificat mai departe. Iar Artean astăzi, greșeli decisive. Artean... cam la două goluri a fost în zonă. Deci ce înseamnă să n-ai experiență internațională la nivelul ăsta? Trei jucători care au experiență, care au jucat minim 2-3 ani în cupele europene. Știu ce înseamnă nivelul ăsta, știi? Cei de la Farul, majoritatea, nu știu dacă au câteva meciuri în Europa, sincer. Haideți că trebuie să încheiem. Mulțumesc tare mult, domnilor. Gica Gincă n-a venit la conferință, dar rămâneți pe site-ul primasport.ro să vedeți acolo reacții și în această seară. Vedeți și ce jucător mai vrea să ducă Mutu din Superliga României. La Baku, Farul va juca în Conference League cu câștigătoarea cu echipa care pierde din meciul între campioana Bosniei și campioana Armeniei. Greu va fi și acolo. Poate șanse că... vor fi, nu e o problemă. Important e să prezinte altfel. Poate ar trebui să ne readaptăm cu toții și discursurile și ce așteptările pe care le avem de la echipele românești, să fim poate mai modești, să ne vedem adevărata valoare. Să aveți noapte bună!